Bună, ce faci? Iartă-mă, dar vorbeam aici degeaba la televizor. Ce faci, Maria? Bine, tu ce faci? Bine. Unde ești? E plăcut așa, nu? Să faci emisiunea așa? Da. Toată lumea acasă. Maria, poți să te ridici puțin? Vrei să vezi din spate, da? Nu, lasă telefonul, e bine, tu dă-te mai în spate. Poliția. Nu, Maria, pune a venit telefonul. A să mă verifice poliția. Maria, pune telefonul la loc, am înțeles. Deci ești nu undeva să izolată. Să mă verifice, că sunt ești izolare. La cheia aici, nu? Mi-am dat seama după stâlpul ăla de electricitate. Stai să le fac semn că sunt acasă. Nu glumesc deloc. Pe bune, a venit poliția? Da, a venit să mă verifice că sunt acasă. Stai. Ia, stai să vedem. Să trăiești, domnul polițist. Ia uite. Uite. Foarte tare. Își facă datoria oamenii pentru că tu te-ai întors din Statele Unite și au venit să verifice că ești acasă. Salut, te spune că ești în direct la Măruță. Sunteți în direct la Măruță. Salut! Vă salută! Și noi salutăm și... Nu, mulțumesc frumos, sunt bine. Spune-le serviciu ușor din partea noastră. Vă salută! Și serviciu ușor! Și serviciu ușor! Sunt foarte drăguți. Cred că vin mai des la tine în ultima perioadă. Așa. Da, Maria, dă-te puțin mai în spate, tu, puțin mai în spate. Doar da, eu, nu? Da, doar tu, da, las telefonul așa. Mă duc cu spatele. Nu, așa. Ia și întoarce-te puțin. Asta e lumina perfectă. Ce ochi ai tu, ești neschimbat. Bună, Maria. Bună. Tu ești schimbată în bine, vreau să zic. Mulțumesc. Ai un tonus foarte bun, un zâmbet fermecător și e bine. Mersi. Deci tu practic... Trebuie, pentru că e stresant. Tu ești izolată pentru că ai fost în America, nu? De asta a venit și poliția mai devreme, am văzut. Da, sunt izolată din cauza asta. Am venit înainte de a se intra în carantină instituționalizată și sunt norocoasă să fiu acasă. Pentru că din ianuarie am înțeles că ai călătorit foarte mult. Ai fost plecată vreo, nu știu, prin vreo 8 aeroporturi, dacă am înțeles bine? Am fost în unde? Amsterdam, Marrakech, Marsilia, where? Milano, Istanbul, New York, Nashville, Los Angeles. Da. Mult, foarte mult. Ai fost cu treabă, nu? Da, am fost în Maroc, am fost în vacanță cu mama, slavă Domnului, în ianuarie. Și după aceea am făcut un film în Los Angeles, New York și Los Angeles. Și după aceea am stat puțin în vacanță. Și din păcate m-a prins acolo destul de puternic. Am impresia că în toate aceste călătorii prin 8 aeroporturi din ianuarie ai prins evoluția pandemiei, așa, ai fugit ușor din fiecare loc ca să ajungi la cheia și să stai izolat acum. Da. Adevărul e că port mască din ianuarie, am fost foarte atentă. Producătorii din America au fost de origine chineză. Chiar persoana care a venit să mă ia de la aeroport era originală din Wuhan. Wow. Și chiar am întrebat care e situația acolo și îmi spunea că sunt persoane care mor pe stradă pur și simplu pentru că nu vor să se ducă acasă ca să nu dea virusul familiei lor. Era foarte grav, dar noi nu ne-am dat seama. Că nu-ți dai seama cât de grav poate să fie. Iar la New York, când am plecat, oamenii erau foarte relaxați. Eu sunt foarte mândră și fericită aici pentru că poliția vine și mă verifică în fiecare zi, eu fiind numai în izolare. Dar zilnic vin cei din poliție, nu? Poftim? Zilnic vin. Da, absolut. Dar în America doar te văd și pleacă, nu? Da. Mă întreabă dacă am nevoie de ceva, dacă totul e în regulă. Dar vreau să spun că în America știu un caz personal. Fata avea COVID și nimeni nu o verifica. Absolut nimeni nu o verifica acasă, având, fiind infectată. Deci e mult mai bine la noi pentru că suntem monitorizați. Ținut sub observație și e foarte... Te simți în siguranță, știi? Dar pe tine izolarea asta la cheie acolo te-a prins singură? E singură? Da, oricum nu am voie, nu e legal, nu ai voie să fii cu nimeni. Dar vreau să spun ceva important despre izolarea asta. Da, Maria. Știi că mulți oameni spun că e foarte stresant să fii acasă, să... Când ești în izolare, în special în primele zile, este dezastru psihologic. Ești atât de stresat și te gândești la orice ai putea să ai, dacă nu ai, ce se întâmplă, ți-e rău, nu ți-e rău.
Ai coșmaruri, e foarte, foarte, foarte greu de trecut prin primele zile. Bine, o să fac izolare 21 de zile ca să mă asigur că sunt în regulă, să pot să mă întâlnesc cu mama, care este la risc, din păcate. Iar tu ai tot ce trebuie acolo, provizii, că putem să venim noi să aducem la poartă. Cum să nu? Dar am văzut pe YouTube. Adică stai un pic, cum să nu? Adică să venim sau ai tot ce trebuie? Că pleci cu copiii, am văzut. Cum? Mă amuzam că împreună cu Eva și cu Davi și cu Andra era în mașină și mă dădeați în față, în spate, în față, în spate. Și era atât de amuzant, e foarte plăcut. Ăla e drumul în ultima perioadă, în parcare. Da, dar e funny. Ne ajută pe noi, ne simțim relaxați. Da. Maria, mă bucur foarte tare că am intrat în direct și mă bucur să te găsesc așa cu un tonus foarte bun. Asta e tot Mulțumesc. Ce contează în această perioadă. Vreau să-ți spun un lucru, dacă avem timp. Orice. Știi, nu ți-am zis de atâția ani. Dar? Glumesc. Uite, când eram în New York, am citit o carte în perioada asta în care făceam izolare acolo și cartea se numește Olive încă o dată. Și este povestea unei doamne în vârstă, cum este ea văzută de ceilalți și cum vede viața în jurul ei. Și fiind în izolare acolo și citind această carte, mi-am dat seama de un lucru care cred că e important. Noi spunem cât de greu e să stai în casă, că suntem limitați, că nu putem să facem lucruri. Dar cumva parcă e un warm-up, o încălzire a ceea ce înseamnă bătrânețea. Când ești singur, când ești limitat, când îți mori prietenii, nu ai pe cine să suni, nu are cine să aducă mâncare. Nu spun că sunt foarte mulți bătrâni care sunt în situația asta de acum. Dar să nu ți se pare că COVID-ul ăsta e o singură dată în viață. Mai da. Devreme sau mai târziu interesantă, o să retrăim. Interesantă paralela asta și, din într-adevăr, păcate, extrem de dureroasă. Îți urez o zi frumoasă, să te îndrăgostești secundă, de fiecare. Să știi că am câțiva telespectatori care sunt fideli ai emisiunii noastre. Uite, Titel din Timișoara mă roagă dacă poți să-i mai arăți puțin munții din spate. Îl omor! Da, Titel, nu, că, nu, doar tu să te duci să ne arăți munții. Nu. Titel, îmi pare rău, am încercat. Dacă mă cerea de nevastă, era mai simplu. Nu, e ok, cred că acceptă, Titel, da. Îți mulțumim mult de tot, Maria Dinulescu. Ai grijă de tine și te mai sunăm în izolare. Și dacă ai nevoie de ceva, dă-ne un semn și imediat ne ocupăm să ai tot ce trebuie. Uite, Ciucă deja și-a pornit motoscuterul. Bine, vă pup și să aveți o zi frumoasă. Numai bine, Maria. Pa! La revedere. Pa. Stai, nu închide. Pa! Pa! Pa. Stai. Pa! Mai stau eu un pic cu ea. Pa! Vă pup, pa! 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 Da. Pa! Pa!